Sunt foarte mulți oameni și foarte multe proiecte de calitate, dar care, din păcate, nici ele n-au garanția că în vecinătate nu o să vină și să apară un proiect rapid, care a trecut procedura și care îi ia lumina. Simplu. Salutare, salutare! Iată-ne la un nou podcast de concept, cam fiecare joi, cu informații de super calitate despre imobiliare, construcții noi și vânzarea acestora. Iar azi avem un invitat incendiar, aș putea spune. Prea amabil. Pe Bogdan Suditu, care este profesor la Universitatea București. Este specialist în geografie socială și planificare urbană, a.k.a. urbanism. Și foarte important, de aici și caracterul incendiar, este președintele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la Primăria Municipiului București. Bogdan, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc pentru oportunitatea de a explica ce facem, de a explica ce fac, de a diversifica, din câte am înțeles, perspectivele referitoare la dezvoltarea urbană. Da. Am spus caracter incendiar de două ori pentru că cumva eu sunt exponent în primul rând al industriei de real estate și construcții noi și s-a creat așa în ultimii ani o mare bulă dinspre zona de dezvoltare imobiliară că Primăria Bucureștiului și cred că nu e doar București, dar și alte mari orașe din țară, se întâmplă un blocaj. A început povestea cu puzurile, după aia o comunicare un pic mai greu e cu Primăria București. Așa că te-aș întreba pentru start, în primul rând, ce face Comisia Tehnică pe care o prezidezi și apoi să intrăm mai în detalii. Înainte de a vă spune ce face Comisia Tehnică și n-am să citesc din texte de lege, din legea 350, o să fiu mai prietenos, aș vrea să spun că noi cu toții, eu personal, cred foarte mult în necesitatea dezvoltărilor imobiliare. Și l-aș cita în limbă română pe unul dintre miniștrii construcțiilor din Franța anilor 50, care spunea că dacă în sectorul construcțiilor merge, înseamnă că totul merge. Dar ideea era că regulile erau foarte clare și actorii publici și privați comunicau foarte bine. Și cred că ăsta e elementul pe care l-aș pune în centrul discuției acum pentru a vă vorbi despre ce facem noi la Comisia Tehnică de Urbanism de la Capitală. Știți foarte bine, e o comisie care asigură sprijinul tehnic în redactarea avizelor arhitectului șef. Deci, altfel spus, noi facem analize tehnice, urmărind prevederi legale, urmărind prevederile certificatului de urbanism, urmărind multe alte elemente care marchează caracteristicile urbane ale diferitelor zone în care se propun dezvoltări, situri arheologice, zone de protecție sanitară, deci spații verzi, etc., baze sportive. Da, și în baza prevederilor legale nu ieșim din aceste reguli și ale prevederilor din certificatul de urbanism, cele impuse sau cele solicitate de investitor, facem o propunere tehnică, o analiză, în așa fel încât arhitectul șef, mai departe, să se bazeze, dacă dorește sau nu, deci este opțiunea sa, dar până acum am simțit că avem o relație foarte bună cu administrația publică, să folosească informațiile respective și să transmită beneficiarului. Dau un exemplu apropo de tipul de analiză pe care noi îl realizăm. Apropo de indicatori urbanistici, sunt niște prevederi legale referitoare la dimensiunea ale parcelelor posibile. Și am avut situații în care, dintr-o eroare de calcul, unele parcele, în loc să fie, cum zice legea, de minim 150, au fost 115, cu o scuză din partea dezvoltatorului, de fapt a proiectantului, că a încercat să facă o brumă de profit. Acceptăm. Ăsta este rolul dezvoltatorilor și înțelegem foarte bine. Dezvoltatorul are un rol foarte important, da? Deci, și îl susținem, dar în egală măsură și autoritatea publică are rolul să protejeze interesul public. Și noi, în această funcțiune de comisie tehnică, suntem, evident, de partea dezvoltării, dar de sprijin al interesului public. De ce spun chestiunea asta? Și m-am bucurat de foarte multe ori că am discutat în această comisie cu mulți proiectanți, chiar și cu câțiva dezvoltatori care au participat la dezbateri, ne-am înțeles asupra unui lucru. Trebuie fiecare dintre cele două părți să-și îndeplinească rolul. Proiectant, o iau invers. Dezvoltatorul trebuie să facă o activitate economică. E în regulă. Absolut. Dar în această activitate economică trebuie să o modelăm în așa fel încât și autoritatea publică să vină în complementar, în așa fel încât rezultatul dezvoltat să fie de calitate și bun pentru ambii. Și când spun asta, câteodată autoritatea publică, și aici sunt critic față de autoritatea publică și față de legea care uneori nu este suficient de clară și apăsată, uneori
uneori avem situații în care dezvoltatorul spune voi ceda teren pentru a se face drum, dar nu este foarte clar când se face această cedare. Și cedarea este gratuită, este expropriere. Deci micile aceste nuanțe care, dacă nu se rezolvă la timp, și noi asta încercăm să clarificăm. Haideți să vedem, sunteți de bună credință și plecăm de la premiza asta, spuneți când facem sau cine ar trebui și când ar fi de preluat drumul ăla, în așa fel încât drumul respectiv să fie de calitate, să respecte și el prevederile legale, să asigure conexiune cu alte zone care urmează să fie dezvoltat. Eu cred, și scuzați-mă dacă vorbesc puțin prea mult de pe tema asta, dar cred că e foarte important ca împreună dezvoltatori, legiuitori, tehnicieni, practicieni, urbaniști, juriști, avem foarte multă nevoie de juriști în acest domeniu, să identificăm cum să facem procesul mai clar și din care, din acest proces mai clar, toată lumea să iasă foarte bine. Un ultim exemplu și vă dau cuvântul. Înțeleg foarte bine și am discutat cu foarte mulți dezvoltatori care mi-au explicat foarte bine. Aș vrea să-mi fie clar ce am de făcut, eu voi face ce am de făcut, dar să mi se spună de la început, ceea ce e foarte corect. Absolut. Și da. În momentul ăsta, din nou, cred că este pentru că există o teamă în administrația publică în a negocia interesul public. Altfel spus, administrația publică deocamdată nu are niște instrumente foarte transparente, clar detaliate, în așa fel încât să spună, așa cum în alte țări, ne așezăm cu toții la masă și spunem, eu am nevoie în zona respectivă de drumuri, tu ai nevoie în zona respectivă să construiești 10.000 de metri pătrați. Haideți să vedem cum ne aranjăm, în așa fel încât ambii să ieșim bine. Lumea are teamă de aceste dezbateri, de aceste discuții, da? Pentru că există niște instituții care interpretează această negociere în interesul public într-un cu totul alt mod. Și sunt foarte mulți funcționari publici care nu vor să se expună și au dreptate. Iar din această necomunicare ce rezultă? Comunicare prin hârtii, comunicare în litera legii, nu neapărat totdeauna în spiritul legii și câteodată mici conflicte sau proceduri care durează mai mult decât trebuie cu supărări de ambele părți. Și a dezvoltatorului, și a administrației publice, da? și cu toți au dreptate. Da, exact. Cam asta după în ultimii doi ani, în principal, în București și nu numai în București. Așa, ascultându-te și am urmărit niște materiale cu tine pe internet, tu vezi urbanismul într-o formulă extrem de benefică pentru comunitate. Și anume, chiar te citez aici, arta negocierii între interesul public și interesul privat. Mi se pare cea mai bună definiție pentru urbanism. Și aș vrea să te întreb acum, că cred că o să fie buzele multor oameni care mă urmăresc, cum crezi că putem să negociem situația actuală între interesul public și interesul privat într-un context în care o parte este foarte vocală că ne blocați, putem intra în faliment, pierdem business, pierdem clienți și așa mai departe, adică dezvoltatorii, și pe de altă parte avem autoritățile care nu cred și niciodată n-am crezut că nu vor să facă un bine. Cu siguranță vor ca Bucureștiul și altora și masă să arate mai bine, să fie mai sănătoase, oamenii să trăiască mai bine în ele și atunci practic sunt două ideologii care ambele vor să facă bine, dar undeva ceva se oprește. Ne lipsește practica operaționalizării unor instrumente prevăzute de lege și am să mă spun foarte clar la ce mă refer. Unde sunt blocajele? Blocajele sunt mai mult acolo unde, pe zone destructurate, foste platforme industriale, terenuri de la marginea localității. Da? Deci astea sunt definite zone destructurate și de legea 350 a urbanismului și de 255 expropriere pentru cauză de utilitate publică. Scuze dacă sunt prea tehnic, dar sunt convins că ascultătorii cunosc prevederile și atunci îndrăznesc să fiu așa arid tehnic. Da? În sensul în care e foarte clar și e foarte clar nu numai în lege, e foarte clar în practica de urbanism în întreaga lume, pentru că de aici poate că ar trebui să ne inspirăm mai mult sau să ne uităm și la aceste bune practici, în care ar trebui ca autoritatea să ia inițiativa coordonării dezvoltării în aceste zone destructurate. Altfel spus, nu să lase inițiativa începerii unor proiecte de către proprietari, inițiatori privați, dezvoltatori privați, ci trebuie să fie prezentă și să asigure coerența tuturor dezvoltărilor. Suntem 15 proprietari pe o fostă platformă industrială destructurată sau la marginea orașului. Fiecare
începe cândva. Fiecare propune un tip de construcții. Fiecare încearcă să se descurce, să conecteze zona respectivă la arterele principale. Pentru ca în final fiecare să aibă un plan de business și să spună, eu pe terenul meu de 1000 de metri pătrați vreau să construiesc atât, vreau să am un randament de atât, vreau să vând și să am beneficiul ăsta, după care eu să-mi văd de alte activități. Ceea ce e corect. Ideea este că dacă s-ar corela fiecare dintre acești actori și ar spune, oameni buni, eu am 1000 de metri pătrați, tu ai 1000 de metri pătrați, tu ai 1000 de metri pătrați. Dacă fiecare în indicatorii ăștia noi avem legal dreptul să obținem, da? 12 etaje, da? 11 etaje duplex, da? Uh-huh. Ca să nu avem nevoie de un aviz de la ISU. Da? 11 etaje duplex. Bun? Dar fiecare dintre noi, de la început, cedăm câte 100 de metri pătrați, fiecare, și facem drum de calitate. Fiecare dintre noi mai cedăm 50 de metri pătrați, deschid o paranteză, pentru că legea ne obligă să avem un procent de spațiu verde. Uh-huh. Și în loc să ne facem noi că facem spațiu verde, da? Deci pe o bordură sau la capătul alei unde ne-au mai rămas noi, deci niște terenuri reziduale, le punem 5 pomișori și zicem că punem spații verde, dacă 4 oameni pun câte 500 de metri pătrați, 100 de metri pătrați, punem la mijloc și facem un parc de 400 de metri pătrați sau de 200 de metri pătrați. Corelare. Corelarea acestor teritorii ar însemna un avantaj enorm pentru toată lumea. Dezvoltatorul și-ar construi imobilul așa cum își dorește, corelat cu ceilalți. Distanțele ar fi de la început, deci vecinătățile ar fi foarte clar stabilite. Relațiile de proprietate publică-privată, cedări de terenuri, în orice fel de formă, poate chiar și expropriere de cauză publică, de utilitate publică, să fie clare de la început și proiectul este coerent. Nu e nicio inovație extraordinară, avem instrumentul în lege, din nefericire însă, da? Deci de foarte multă vreme nu s-a aplicat acest instrument și ar trebui ca autoritatea să fie autoritate, să fie proactivă, nu reactivă. Și din nefericit suntem reactivi pentru că în toate aceste terenuri deja s-au construit imobile și acum trebuie să vedem cum le combinăm, să fie proactivă și să spună. În acest perimetru se inițiază o documentație de urbanism în care toată lumea participă, în care evidențiem, și iar mă duc către ceea ce se întâmplă de foarte multe ori în comisie, ne lipsește planul de acțiune. Ne lipsește planul de acțiune în care, da, partea pe care investitorul privat o realizează pentru ca parte de investiții este în regulă, este detaliată, este foarte mult bine cuantificată, dar ne lipsește partea aceea de plan de acțiune viitor. Cum se leagă acea componentă cu oraș? Care este partea de investiții care sunt generate de acest proiect și care, conform legii, sunt în sarcina autorității publice? De la cum ducem apă, canal, asfalt, iluminat public, gaz natural mai nou și transport public până acolo. Lucrurile astea de foarte multe ori nu se văd. Și dacă se cuantifică de la început, evident, lucrurile pot să fie foarte, foarte clare. Ai o astfel de situație în care a ieșit pozitiv o astfel de agregare a mai multor proprietari pe o anumită zonă? Am voie să care spun. S-a înțeles? Am voie să spun? Poți să spui o zonă anume, nu spune nume. Da, în momentul în care un dezvoltator a construit pe o suprafață semnificativă și de la început a stabilit mixitate de funcțiuni, însemnând și locuire, însemnând și comercial, însemnând și servicii birouri, deci a reușit să le combine, într-o zonă care era în continuitatea spațiului construit. Practic, da? Într-un puz, nu? Printr-un puz, le-a combinat, deci a făcut totul dintr-o dată și, foarte important, de la început a anticipat și a făcut trama stradală conectată la rețeaua existentă. A avut inclusiv un parteneriat, nu e în București din nefericire, dar deja știu la ce interveni. A avut un parteneriat cu autoritatea publică locală în așa fel încât să fie evaluate costurile, a preluat o parte din costuri, dar în momentul în care proiectul a început să fie, deci primele imobile au fost funcționale, da, transportul public ajungea acolo. Deci se poate. Și discutând cu respectivul dezvoltator, mi-a spus că chiar și în condițiile în care el a cedat foarte mult teren public, deci nu a cerut expropriere, a cedat,
da? Dar a obținut indicatori pentru, da, și a făcut mixitate reală, da? Deci mixitate reală, business-ul lui a fost de calitate și a vândut foarte repede. Deci, da, iată, trebuie să ne gândim și la acest lucru. Mai spun un lucru și profit de invitație. Mulți potențiali cumpărători, da? Deci populație care prin prima casă sau din alte resurse dorește să cumpere o locuință, în noile dezvoltări încep să fie mai conștienți de faptul că ei cumpără nu doar niște metri pătrați care sunt de calitate, care respectă legea 50 din perspectiva rezistenței, din perspectiva materialelor, poate și din perspectiva izolării fonice, câteodată da, câteodată nu, dar ei cumpără și locuire. Oamenii încep să se uită la vecinătate. Da. Și oamenii încep să fie conștienți, da, că poate, da, este un pic mai ieftin, dar acest mai ieftin acum, în secunda 1, peste 5 ani când o să apară copilul, da? Deci care nu este deocamdată, sau au copiii, peste 5 ani înseamnă că va trebui ori să mai cumpere o mașină, ori să se mute de acolo, pentru că în vecinătate nu este nicio grădiniță. În înțelegerea mea, responsabilitatea construirii de grădinițe și școli nu e a dezvoltatorilor privați. Eu așa am afirmat dintotdeauna și spun asta nu că am inventat, pentru că așa este și în țările cu legislație similară, de la care noi ne-am inspirat, dar ne-am inspirat incomplet. Dar dezvoltatorul cu autoritatea publică, când planifică dezvoltarea și utilizarea terenurilor, trebuie să anticipeze în zona asta, eu am nevoie de o școală sau de o grădiniță, eu trebuie să rezerv terenul. Eu, autoritate, construiesc ulterior, dar eu trebuie să spun, oameni buni, vă asociați și eu trebuie să rezerv un teren. Da? Ce înseamnă rezerv un teren? Înseamnă că cineva pentru un avantaj, nu avem noi legislația asta, da? Deci avantaj și indicatori din care de perspectivă poți să obții sau ceva mai mulți indicatori urbaniste favorabili, da? Sau să spui eu te expropiez pe această bucată pentru că aici trebuie să fie școala sau grădinița, centru de cartier, transport public și așa mai departe. Ne lipsesc aceste... Putea fi o variantă să spunem că avem un teren de, dau un exemplu, 20.000 de metri pătrați, da? Și avem acolo 4 proprietari, a câte 5.000 de metri, da? Ca să fie mai simplu de calculat. Și să zicem că avem un CUT, un coeficient de utilizare a terenului de, nu știu, 2,5, da? Sau 2, să fie din nou, iarăși mai simplu de calculat, da? Înseamnă că pe cei 20.000 de metri pătrați se pot construi 40.000 fără balcone și fără subsol. Corect, mă? Mai departe, ne întâlnim cu toți cei 4 dezvoltatori la masă și spunem, ok, uitați băieți, putem să fiecare să-și facă de capul lui, da? Și să iasă ceva, ok, da? Și fiecare se descurcă cu alei de acces, cu locuri de parcare, cu 30% spațiu verde din care, da, deci 20% cu 10%, da. Și ne facem că le facem, ca să fiu foarte sincer, da? Sau le facem pe margine fiecare dintre noi și calculăm și rezultă, sau ne punem la masă și spunem așa, ok, uite, voi aduceți aici 40.000 de metri, înseamnă că sunt, să zicem, vreo 400 de apartamente. La 400 de apartamente, știința urbanismului spune că ar trebui să avem minim o grădiniță. Dau un exemplu. Mă rog, e ipotetic. Da? Și într-o cât în vecinătate nu este, este foarte bine pentru și pentru că și autoritatea ne-a cerut, da? Și aici autoritatea trebuie să fie proactivă. Da, exact. Și atunci vin spune, ok, putem să păstrăm cutul în contant de 2, da? Dar va trebui să cedați în mijlocul acestor 20.000 de metri, sau mă rog, undeva unde se poate, o suprafață de teren care să-mi permit să construiesc o grădiniță de X sute de metri pătrați. Este, da? este calculul și este modelul utilizat pe de o parte în interbelicul românesc și pe de altă parte în momentul ăsta în foarte multe țări cu legislație ca noastră, da, deci în așa numitele dezvoltări urbanizațion, ca să zic, la spaniolă, în Franța e același lucru, în care autoritatea spune nu inițiativă individuală, ai dreptul să construiești, dar ne asociem cu toții în așa fel încât voi să aveți beneficiul, voi, fiecare dintre proprietari să-și obțină beneficiul respectiv, dar în egală măsură, investiția respectivă să nu creeze probleme, nici n-a blocat pe viitor celelalte terenuri, dincolo de gardul celui de-al patrulea, da, care e teren de construit, da, respectiv, nici pentru oraș să nu fie o problemă. Vă dau un exemplu și la început
dezvoltatorul trebuie, are interesul în raport cu suprafața, cum foarte bine ați calculat, în raport cu suprafața are un calcul de suprafață construită, de investit și mai departe merge mai departe. Exact. Terenul, amprenta terenului, terenul construcție, imobilul teren inițial, pentru el, dacă este de 1000 de metri la final sau dacă este de 900 de metri la final, este neimportant. Exact, poate aceeași bani, corect. Exact. Din contră, poți să-i facă mai mult dacă are o grădiniță pe terenul respectiv. Da. N-aș vrea să insistăm doar pe grădiniță, dar pe un parc în mijlocul celor patru proprietăți, credeți-mă. Deci e un element care, mai mult decât grădiniță, parcul și spațiul verde devine foarte important. Da? Și atunci, asta trebuie, dar trebuie, cum să spun, deschidere de ambele părți. Deschidere de ambele părți și interpretarea legii corectă și asumarea responsabilității de fiecare dintre cele două părți. Da? Insist foarte mult și am speranța să trăim curând aceste discuții puse în practică, în așa fel încât aceste instrumente și autoritatea să reușească să aibă puterea și să spună această zonă trebuie să se dezvolte împreună, da? Dar împreună și discutăm deschis care sunt, identificăm nevoile, stabilim fiecare ce poate să propună, în așa fel încât dezvoltarea să aibă sens și să nu creeze blocaje nici economice, nici teritoriale, nici pentru dezvoltatori, dar nici pentru oraș mai departe. Vă dau un exemplu recent întâlnit și tot din categoria acestor zone industriale sau periferice, agricole, care au devenit acum rezidențiale, în care de foarte multe ori fragmentarea lor cadastrală, da, face ca unii să construiască la stradă. Eventual, legea s-ar putea să-i oblige să lasă un drum de servitute pentru terenuri ample care sunt în spate, dar gândiți-vă la terenuri ample care sunt în spate și am întâlnit în comisie de foarte multe ori situații în care zona de construit de 1000 de apartamente propusă, corect, nu zic nimic, deci calitatea construcției, care iese în artera principală pe o singură bretea care este lată de 4 metri și jumătate. Înțelegeți? Pentru că atât a mai rămas. De-aia toate lucrurile trebuie gândite împreună. Știți foarte bine, am reconstruit acest domeniu. Am reconstruit după 1990. Da. Vă aduc aminte că, și-o spun de fiecare dată, iertați-mă, dar mi se pare important că după ce a fost împușcat dictatorul, știți, a doua zi, primul decret lege al Consiliului Frontului Salvării Naționale a abrogat legislația criminală a regimului comunist. Deci a doua zi, pe 26. Pedeapsa cu moartea, deci a doua zi era o chestiune, da? Întreruperile de sarcină și sistematizare. Noi am luat-o de la zero, da? Pentru că legea 58 din 1974 a sistematizării în baza termenului de renovare urbană a însemnat demolarea centrelor orașelor, deci a fost considerat criminal, dar mai departe, când s-a diversificat piața, când legea fondului funciar a condus la recuperări de terenuri în proprietate privată, noi nu am fost pregătiți. Și mai mult decât atât, toate institutele care aveau specialiști care să facă planificare, n-au mai fost implicate de către autorități, o piață și o lume profesională care încă nu este structurată. Juriști specializați de care avem nevoie sunt încă foarte puțini. Da? Birouri de urbanism există, dar nu sunt suficiente sau câteodată reprezintă doar, pe bună dreptate, sunt o chestiune de activitate economică și reprezintă doar interesele unui investitor. Autoritățile publice n-au suficient personal, nu există suficient curaj sau în așa fel încât personalul de specialitate să fie destul de ferm și, din nou, cred că ne lipsește această artă a negocierii, da? Deci între interesul public și interesul privat. Dar simt că e mai bine decât acum 2 ani, da? Dar trebuie să continuăm în așa fel încât peste alți 2 ani, așa zisele blocaje, și le recunosc că există, dar au fundament legal, să fie depășite și vom constata cu toții și autoritate publică, al cărui interes eu îl reprezint astăzi, da, prin părăria aceasta de Comisie Tehnică de Urbanism, și dezvoltatorii, iar deschid o paranteză și am înțeles, am vorbit cu dezvoltatori care mi-au zis că se poate.
Dar dacă lucrurile sunt foarte clar de la început stabilite și să vorbim despre dezvoltare, nu despre speculare. Am închis paranteza. Deci dacă toate aceste lucruri sunt clare, cu toții putem să trăim mai bine. Empatizez foarte mult cu ceea ce spui și mă bucur tare că ești aici. Onest, cred că e o poziție pe care o așteptam de mult și mulți oameni din industrie o așteptau. Totuși ai menționat acești 2 ani în care a fost blocajul și acum începe să se comunice mai bine. Parcă și noi simțim asta. Totuși sunt multe nemulțumiri în continuare de la diversi dezvoltatori sau investitori din piață că au fost puși cumva în aceeași oală cu puzurile pe care le aveau ei în lucru, cu puzuri care poate nu erau, să zicem, în interesul comunității, ca să nu zic mai mult. Da? E, și când intervine o situație genul ăsta, eu înțeleg că în spate nu poți să discriminezi, spui ok, doar puzul tău îl opresc și pe celelalte le dau drumul. A trebuit cumva un moment așa de pauză generală ca să putem să așezăm lucrurile. Cu toate astea, totuși, au fost 2 ani în care au fost multe investiții care s-au oprit. Și un investitor a mers mai departe că au avut portofoliu, dar începe să se cam termine portofoliul respectiv. Ce se întâmplă acum? Se vor debloca? Cum vezi din interior? Cum se mișcă lucrurile? Da. Știu că am fost invitat aici pentru a vorbi de cu totul altceva, dar nu mă deranjează că merge discuția. Dacă merge și curge și ajută, este foarte bine. Responsabilitățile pentru blocaj, nici nu mă feresc să spun că nu sunt ale mele. Sunt fundamentate legal. Da? Deci așa numitele, da, le spunem blocaj, hai să nu ne mai ocolim. Da? Deci faptul că anumite documentații n-au avansat, există un fundament real de ilegalitate, da? De lipsă de legalitate, așa, care este poate nu neapărat tehnică, dar administrativă. Și poate că nu totdeauna trebuie să fie, și nu vreau să dau mai multe detalii că nu am mandat, dar poate că într-adevăr nu totdeauna este vina dezvoltatorilor. Dar actele cum au mers, dacă ar fi mers până la capăt, administrația actuală ar fi făcut o ilegalitate și evident nu-și dorește lucrul ăsta. Da? Și atunci, au fost situații în care, pentru că era o lipsă de legalitate administrativă, lipseau niște etape în procesul de avizare, au existat situații în care proiecte s-au retras și au luat-o de la capăt, în așa fel încât parcursul să funcționeze. Ce cred eu că a funcționat și cred că face mai bine pentru viitor? Eu cred că, deși s-ar putea să nu fie toată lumea de acord, dar o spun cum o percep. Eu cred că faptul că această comisie tehnică, în decembrie anul trecut și de atunci, ne pregătim cu un nou raport, a discutat și a spus foarte clar, uitați la ce ne-am uitat, uitați care este grila noastră de analiză, deci nu este o chestiune subiectivă. Noi ne uităm la următoarele puncte. Da? Deci, când vorbim despre oportunitate, analizăm oportunitatea în relația cu nevoile orașului și cu capacitatea orașului într-o anumită zonă de a se dezvolta. Deci înțelegem că e nevoie de locuințe, dar trebuie să vedem și capacitatea orașului ca în zona respectivă să aibă, și mă duc către un exemplu, nu dau adrese, în care dezvoltarea era foarte frumoasă, era și la malul lacului, dar autoritatea ar fi trebuit să tracă, să aducă până acolo ca să ajungă la acea dezvoltare care era absolut fragmentată, ruptă de oraș, 2 km de apă, de canal, de iluminat public, deci nu e în regulă. Da? Deci din perspectivă asta. Din bugetul primăriei sau din bugetul dezvoltatorului? Nu, legea spune că primăria trebuie să plătească lucrurile astea. Dezvoltatorul a spus, deci eu realizez această infrastructură în interiorul ansamblului. Corect, da? Dar până acolo cine? Pentru că lipsea ce? Și de foarte multe ori aș putea spune că 90% dintre documentații, ce lipsește? Planul de acțiune pe viitor. Și sunt de acord cu teama consilierilor generali. Foarte bine exprimat. Oameni buni, ajutați-ne să înțelegem care sunt efectele ridicării mâinii în momentul în care spunem am aprobat. Și am spus, domnilor, în momentul în care aprobăm o documentație de urbanism, da, care nu are prevăzute toate aceste cheltuieli, autoritatea publică și-a asumat că va face acele cheltuieli care n-au fost clarificate cine le face de conectarea dezvoltării cu orașul. Da? Pentru că altfel, și avem foarte multe situații, din nou mă duc către piață, da? Sunt cel puțin 2 situații de blocuri pe care știți că s-au construit, s-au vândut și după ce s-au vândut s-a constatat că nu erau branșate la electricitate.
nu erau branșate la electricitate, că erau la un vecin, unul dintre ele a luat foc și locuitorii, proprietarii s-au întors către primărie spunând: păi cum am ajuns în această situație? Păi am ajuns în această situație că la un moment dat n-a fost foarte clar cine și când obține autorizații de construire, da? Cine și când întabulează, cine și când are dreptul să înceapă să vândă, da? direct la dezvoltator. Atâta timp cât nu clarificăm toate lucrurile astea, nu facem bine nimănui. Da? Înseamnă că nu facem bine nici locuitorului viitor, da? Pentru că nu-l protejăm. Nu-i dăm garanția că, domnule, dacă a semnat autoritatea, că dacă autoritatea a dat avizul, că dacă autoritatea și Consiliul General au zis că e în regulă, înseamnă că toate lucrurile și am toată așteptarea să nu fac bine nici pentru vecinătate, da? Pentru că oamenii se trezesc, da? Deci cu imobile, blocuri printre case, simplific, da? Da? Și nu fac bine nici, cum foarte bine a spus dumneavoastră, nu fac bine pieței în general și ideii de dezvoltare, pentru că sunt foarte mulți oameni și foarte multe proiecte de calitate, dar care din păcate nici ele n-au garanția că în vecinătate nu o să vină și să apară un proiect rapid care a trecut procedura și care ia lumina. Simplu. Pentru că se face de două ori mai înalt. Și nu vreau să dau exemplu pe care îl cunoaștem cu toții de pe zona centrală Știrbei-Vodă, da? Deci în care aviz și autorizație de 4 etaje și s-a interpretat 4 duplex și de fapt era 8. Da? Deci despre ce vorbim? Da? E foarte bună dezbaterea. Nu trebuie să arătăm cu degetul, dar trebuie să fim conștienți cu toții că e o piață care are încă potențial, dar trebuie fiecare să ne calibrăm așteptările și în termen de profit, și în termen de nevoie de locuire, și în termen de costuri ale orașului, în așa fel încât el să se dezvolte. Pentru că orașul expandează, da? Deci există resurse de construit, dar trebuie, orașul are rolul ăsta de a echilibra. Eu nu pot să fac toate drumurile de calitate, și iar mai deschid o paranteză, vorbesc prea mult, scuze. Nu, e foarte, da? Bine, curge foarte bine, da. Te rog. Deci, orașul trebuie să spună: tu nu mi-ai dat posibilitatea ca eu să fac drumul care e în sarcina mea, pentru că, de fapt, n-am avut timp, spre exemplu, să fac suficiente exproprieri ca acel drum șerpuitor să devină, de fapt, un bulevard serios de care zona respectivă are nevoie. Sunt în zone periferice și, iar, e o chestiune de, pe de o parte, de toponimie, dar toponimie cu o semnificație pentru dezvoltare urbană semnificativă. Când întâlnim nume de drumuri, ca să, da, deci de artere de circulație, da, care se cheamă în continuare drumul Taberei. Nu, ăla e istoric, îl povestim, da? Deci nu, pe ăla nu-l schimbăm. M-ați prins de data asta. Nu, drumul Săbăreni. Drumul, da? Bisericii, drumul Săbăreni. Drumul nu știu de care, drumul Tarlalei, drumul nu știu de care. Bine, drumurile și aceste denumiri erau pentru aceste artere agricole din extravilan. Ele în momentul ăsta sunt în intravilan, iar acest toponim ar trebui să fie strada. Deci drumul respectiv arată că este în continuare unul agricol, dar care din nefericire a fost asfaltat, așa cum era amprenta lui câteodată, șerpuitoare, de foarte multe ori nu este cadastrat, da, ca domeniu public al autorității publice locale, și nu mă refer la București, mă refer în întreaga țară, că situația e valabilă. Poate fi asfaltat dacă nu este încadastrat? Deci dacă este în intravilan, da? Există cel puțin unul pe care eu știu că, da, nu este cadastrat. Și știți de ce nu este cadastrat? Pentru că atunci în 90, când s-au dat titluri și mulți dintre oameni s-au dus și au făcut carte funciară, amprentele multor imobile, terenuri se suprapus peste acel drum. Da? Și de foarte multe ori, și știți foarte bine, mai ales atât în marginile Bucureștiului, dar și în comunele din, și orașele din jur, omul, ca să fie sigur că nu ia nimeni 1000 de metri pătrați, își face zidul acela de cetate, ca să fie sigur că își păstrează pământul, iar strada rămâne tunelul care a mai rămas. Exact. Da? De asta spun, e păcat, sunt investiții și de partea dezvoltatorilor, dar și de partea persoanelor fizice, oamenilor care cumpără acolo. Dacă nu le armonizăm și dacă nu avem un pic de răbdare, da, deci blocajele astea, dacă ar fi discutate, așa, da, deci dacă ar fi anticipate,
cu toți am avea de câștigat. Există în Franța ceea ce se cheamă Asociația Funciară Urbană. Uh-huh. În Franța nu numai că extinderea intravilanului este foarte bine controlată, tu trebuie să demonstrezi la fiecare 4 ani și este așa o dezbatere la nivel într-o primă etapă pe zone urbane funcționale și arii metropolitane, uh-huh, și comune și localități, da? Ulterior crește așa nivelul, în așa fel încât tu trebuie să demonstrezi că mai ai nevoie de 2,5 hectare cu funcțiunile rezidențial, cu funcțiunile servicii, cu funcțiunile transport, cu funcțiunile staționări pentru servicii și altele, da? Deci foarte clare, după care întâi se face acest plan foarte clar referitor la cât din terenul ăla de 2 hectare e nevoie pentru străzi. Da? Uh-huh. După care parcelarul agricol se reconfigurează prin comasări și reparcelări în așa fel încât parcelele rezultate să fie nu agricole, ci eficiente. Deschideri versus adâncimi, ce fel de construcții punem în zonele respective. E o întreagă dezbatere. Știți, durează tot cât durează un pus de la noi. Da? Deci nu-i mai repede. Dar dacă lucrurile sunt clare și toată lumea știe, eu cu un teren într-o zonă destructurată nu pot acționa singur. Iar rolul autorității este să îi pună la masă pe toți și nu să spună, cum din nefericire astăzi încă se poate, fiecare inițiază și o vedea după aia cum respectă, cum croim ce este în jur. Militez foarte mult pe această idee și sunt absolut convins și spunând asta, inclusiv din dezbateri și discuții profesionale, publice, cu proprietari de terenul în astfel de zone. Vor oamenii să se asocieze, dar trebuie să fie informați. Și sunt absolut convins că în momentul în care înțeleg, tu nu-ți pierzi indicatorii și interesul economic per parcela ta dacă tu te asociezi cu vecinul, dar trebuie să te asociezi ca drumul, conexiunea, da, să fie bine făcute. Da, știi cum e, atâția oameni, atâtea probleme din nefericire în zona asta a lumii și noi nu suntem învățați în ultimii 30 de ani să ne asociem. Cred că asta este de fapt și unul dintre minusurile pe care România le are economic. Știi că există un indicator care spune așa, indicele de încredere între semeni este direct proporțional cu indicele de prosperitate. Deci dacă noi avem mai multă încredere unii în ceilalți, putem construi o societate mai prosperă. Așa se întâmplă, de exemplu, în țările scandinave. În zona asta a lumii, a Balcanilor, unde s-au întâlnit, să zicem, mai multe culturi așa de-a lungul istoriei, în mod repetat, ne n-am învățat treaba asta. Și bașca că avem și doar 30 de ani de democrație, mai mult sau puțin adevărată, dar mă rog, în momentul față putem spune că e funcțională, da? Și atunci, întrebarea următoare este dacă vom reuși cu adevărat să înțelegem principiul ăsta și dacă da, vom intra într-o asociere în care de regulă unul trebuie să conducă orice bord al unei companii are un președinte, da? Aici văd autoritatea care trebuie să aibă acest rol. Ok, interesant, da. Și poate asuma, există oameni în cadrul instituției sau comisiilor sau primăriei care... Asta trebuie format și încurajat. În Occident, autoritatea publică, direct prin funcționari publici sau prin o agenție specializată, mm-hmm, sau prin structuri juridice, da? Deci, mm-hmm, de parteneriat între autoritatea publică și toți ceilalți proprietari de teren, da, se asociază, uh-huh, și constituie această... Și avem cadru legal să facem asta în România. Am discutat cu o doamnă jurist, iartă-mă că te-am întrerupt. Te rog, da? Și avem cadru legal, da, deci să facem aceste asocieri, dar înseamnă că autoritatea și, recunosc, de la autoritate trebuie să plece. Uh-huh. Avem prevedere de lege care spune care responsabilitatea dezvoltării durabile, echitabile, da, autoritatea publică, articolul 1 din legea 350, de acolo trebuie plecat. Autoritatea și statul, prin instituțiile sale, sunt garantul și responsabilul pentru buna gestiune a teritoriului, însemnând inclusiv pământurile de la marginea orașelor. Aici e nuanța. Și atunci ar putea exista deja o astfel de instituție sau de comisie sau trebuie creată de la zero, care să spune că ar conduce o masă de asociere. Mie mi-ar plăcea să găsesc autoritatea, nu știu, da, deci și din nou, vorbesc în numele meu personal, uh-huh, de data aceasta, deci de data asta e doar tehnicianul din mine, nu, uh-huh, nimic altceva. Mi-ar plăcea să întâlnesc autoritatea care să spună rapid, uitați, zona asta este destructurată. Deja s-a construit și credeți-mă că am în minte exact o anumită zonă. Da?
O fabrică sau o zonă anume din București, nu? Pot să zic? Te rog. Zona de nord, zona expoziției. Perfect. Zona expoziției. Uh-huh. Zona expoziției în care există există conexiuni, da? Uh-huh. Dar care pot să fie de mai bine dezvoltate, în care există câteva proiecte individuale care s-au realizat, uh-huh, da? În care există o documentație de urbanism în care, prin care s-au desenat, aș putea spune, străzi, dar care străzile, multe dintre ele, multe s-au desenat pe proprietăți private, da? Deci, iar procesul ăsta n-a fost urmat de ori cedare, ori expropriere, oriceva, în așa fel încât străzile alea să fie din desen o realitate. De străzile alea sunt foarte frumos desenate. Surprinzător, da, o să, jumătate din strada parcului este o proprietate privată. Rezultată, deci, în care prin amabilitatea, nici nu știu cum să-i spun altfel, prin amabilitatea proprietarului dă voie să se circule și cred că sunt 10.000 și o folosesc strada respectivă. Un blocaj pe strada respectivă ar însemna blocarea totală a unei alte intersecții, mă refer la cea de la Casa Scânteii. Pe scurt, iar documentații de bună credință care vin astăzi să fie propuse, fac referire la acele străzi care sunt proiectate, au o hotărâre de Consiliu General de 20 de ani, dar care nu s-a pus niciodată în practică. Mă înțelegeți? Este din ceea ce spuneam eu, responsabilitatea când au ridicat mâna acum 20 de ani, de bună credință, dar ce a lipsit? A lipsit partea operațională a cui? A autorității publice locale. Nu știu cine a inițiat, nici nu contează. Cel care a realizat documentația respectivă, probabil că a obținut pentru o anumită zonă niște indicatori, a construit, a vândut, a plecat, foarte corect până aici, numai că autoritatea n-a mai avut resursele, pentru că când ridici mâna, trebuie să știi cât rezultă cheltuiel pentru autoritatea. 5 lei. 5 lei înseamnă că eu în anul viitor îmi asum că îi pun în buget. Dacă nu-i pun în buget, nu e grâna. Da? Iar în momentul ăsta, deci aceste proceduri și acest flux trebuie să fie funcțional. Nu e dificil, nu e imposibil, dar înseamnă un pic de voință și de, dacă vreți, de reglementare la nivel de și de lege, dar mai ales de normă, cum se face? Cum se face în așa fel încât legea să fie aplicată unitar? Avem exemple, dacă vreți, fără lege, da? Și mă refer iară la exemplul acela de cartier cu funcțiuni realmente mixte, construit pe locul unei foste zone industriale. Timișoara sau Iași? Brașov. Brașov, ok. Da? În care, de la început, da? Deci a înțeles, trebuie atât la sută ca să-mi iasă, ca să ies pe plus, eu trebuie să construiesc atât, am un teren atât, trebuie să fie străzile cum trebuie și mai ales că în spatele meu o să fie o dezvoltare potențială viitoare, eu străzile când le fac, nu le fac fundături. Anticipez și în ierarhia străzilor dă posibilitate să dezvolte mai departe. Nu e imposibil. Da. Mă repet și profit de chestiunea, fac o reclamă, pot, nu? Te rog. Există 8 noiembrie, este ziua mondială a planificării urbane. Pe 8 noiembrie la Facultatea de Drept este o conferință de dreptul urbanismului. Este la a doua ediție, da? Okay. Și mi se pare foarte important că nu numai tehnicienii, urbaniști, ingineri, arhitecți, geografi, antropologi, peisagiști, economiști, discută despre planificare urbană, juriștii. Și sunt din ce în ce mai mult. Și mie mi se pare că ăsta e un lucru foarte bun, pentru că deja problemele de urbanism au depășit de mult sfera tehnică sau doar tehnică și au ajuns într-o sferă juridică în care uneori nu avem soluții pentru că legile nu țin pasul sau aplicarea legilor, da, deci interpretările diverselor instanțe sunt diferite, ca să nu spun altfel. Diferite, câteodată surprinzătoare. Aici este cu invitație scrisă sau putem participa și din mediul de business, din industria? Cred că e ușor de găsit. Căutați Universitatea din București, Universul Juridic, 8 noiembrie. Mai mult eu nu știu. Eu sunt unul dintre moderatori, dar știu după ediția întâi că au fost foarte mulți participanți, fizic și online. Și faptul că într-un singur an s-a cerut o a doua ediție, mie mi se pare că înseamnă bun. Și profit, da, deci așa. Cred că, din nou, apropo, inclusiv ceea ce faceți dumneavoastră, ajută mult pentru că clarifică ce lipsește.
Da? Deci care sunt normele care trebuie să fie clarificate? Care este norma care trebuie să fie construită? Norma care trebuie să fie dezvoltată sau măcar comunicată în așa fel încât toată lumea să o interpreteze într-un mod unitar? Uite, o să fac research, o să pun și în descriere la video ăsta. Vreau să pătici și o persoană ca să intru un pic în această lume. Recunosc că de multe ori, fiind implicat foarte mult în zona imobiliară și căutând să găsesc calea cea mai corectă pentru toate părțile implicate, îmi doresc o contrapondere. Și atunci e bine comunicăm acum, pentru că onest cei mai mulți oameni din industrie au senzația că autoritățile nu-i ascultă, că uite că tot timpul se schimbă niște oameni și iarăși trebuie să luăm de la capăt cu procesul și așa mai departe. Totuși, în spate mă bucur că există și oameni care spun lucrurile cum trebuie și le fac cum trebuie, așa că, Bogdan, îți urez mult succes în activitatea ta mai departe, în ceea ce faci. Și pentru că ne apropiem de încheiere și știu că ai o întâlnire la care trebuie să ajungi și nu vreau să intrăm peste ea, aș vrea să ne ducem un pic și către viitor, pentru că până acum am vorbit mai de trecut, da. Și știu că prin apariția tale în media faci comparații cu urbanismul din Imperiul Spaniol, urbanismul din Imperiul Colonial Francez, pe preluat mai apoi și în alte zone, inclusiv în US, da. Cum vezi viitorul urbanistic al orașelor din România? Mai departe. Sunt un optimist incurabil, dar să știți că mă bazez pe ceva. mă bazez pe modul în care cunoașterea, abordarea domeniului a evoluat în ultimii ani. Mi-a țurat succes în viitor. Viitorul în această poziție este marcat de o limită de 4 ani, că ăsta este mandatul. Cred că a spus în general în tot ce ține de contribuție către societate, inclusiv administrația, la asta m-a referit. Da. Dar vom continua să luptăm indiferent de unde ne vom afla. Sunt absolut convins că dacă va exista o mai bună comunicare, dacă fiecare dintre părțile implicate, profesioniști, pentru că și pe profesioniștii ar trebui și ei să fie un pic mai critici cu ei înșiși și să nu accepte orice fel de contract, am închis paranteza, administrație publice să fie mai curajoase și să fie mai deschise către societate, către dezvoltatori, și e adevărat, acea sabie de neamoclesistă să nu fie în permanență asupra lor, dar această comunicare este importantă. Sunt absolut convins că de partea dezvoltatorilor există o suficient de mare marjă de negociere încât să găsească acel punct în care interesele publice și private se întâlnesc și proiectele să meargă mai departe. Am întâlnit situații în care au fost proiectanți și reprezentanții ai dezvoltatorilor care ne-au mulțumit pentru modul în care noi am explicat că ar trebui lucrurile să se facă în așa fel încât să fie bine și pentru el și interesul lui economic direct să se realizeze, dar să nu închidă dezvoltarea pentru vecinătăți. Pentru că de foarte multe ori, inclusiv soluția tehnică este una simplistă în care vede și proprietarul și proiectantul vede doar parcela lui. Nu, orașul trebuie să-l vedem crescând, orașul trebuie să-l vedem dezvoltându-se durabil. Sunt atât de multe bune practici în domeniul ăsta și acolo unde se realizează construcții frumoase, unde se realizează cartiere de locuit, tot cu dezvoltatori și cu investiții se fac. Deci e o chestiune de procent. Și procentul ăla înseamnă se câștigă sau se pierde din dezbatere și din încredere. Atât. Sunt convins că printre cei care ne urmăresc sunt mulți dezvoltatori și investitori care privesc holistic și sunt în acord cu ceea ce ai spus. Un ultim lucru, pentru că e un subiect pe care eu personal îl urmăresc foarte mult și studiez foarte mult. Cum vezi soluțiile de sustenabilitate energetică implementate la nivel urban? Și când zic la nivel urban, nu mă refer la nivel de proprietăți per se, adică un proiect care pune prize de încărcare auto electrice pentru mașini, nu mă refer spațiu urban, spațiu administrat de, să zicem, comunitate sau slash primărie. Cum putem implementa acolo sau cum vezi aceste soluții de sustenabilitate energetică pe viitor sau de acum înainte, pentru că trebuie să ne ducem într-acolo foarte rapid în următoarea perioadă? Se leagă cu ce am discutat mai devreme, cu ideea de a proiecta
împreună pe teritorii care fundamental trebuie să fie planificate împreună. Uh-huh. Acum 4 ani am avut șansa să stau în Lyon o lună. Am beneficiat de o bursă ambasadei Franței pe teme de gestiune arie metropolitană și am uh-huh. fost și am vizitat foarte multe proiecte care erau ca și la noi, pe foste zone destructurate în care, uh-huh. nu mai repet, da? Și componenta energetică era foarte importantă, în care nu era lăsat fiecare imobil să-și identifice soluția proprie, să aibă cele uh-huh. de loc să aibă sistem de încălzire individual și să vedeți centralele clasice. Deci era o componentă energetică era foarte, foarte important. Din nou spun, pe de o parte, pentru ce, tot ce înseamnă noi dezvoltări, și mă gândesc și mm-hmm. pentru rezidențial, dar și pentru mixt, rezidențial și celelalte mm-hmm. servicii, da, sau tipuri de zone de birouri și nu numai, trebuie gândit o soluție în care toate resursele de regenerabile existente, de la solar până la geotermal, că avem în apropiere, da. Să fie utilizate. Deci asta este primul lucru. Uh-huh. Al doilea lucru, dacă vrem ca sistemul de termoficare public, care există la noi și în multe alte țări, dacă sistemul de termoficare public să funcționeze și să fie eficient, trebuie să aibă cât mai mulți utilizatori. Legea zice că dacă ai în vecinătate centrală, deci rețele, trebuie să-i cooptezi la aceste rețele. Din nefericire n-am făcut-o și n-a făcut-o nici statul. Da? Și dau un exemplu ca să nu fie cu supărare tot din partea statului. Nu e normal să faci cartierul Brâncuș când aveai rețelele, da? Deci pe Valea Oltului sau Valea Argeșului, iertați-mă, uh-huh. da? Greșeala, când aveai la 2 metri și trebuia doar să te conectezi, tu să plătești niște centrale, niște cazane de bloc pentru fiecare în parte, care n-au suficient volum și așa mai departe. Deci trebuie să fie luate în calcul, pentru că altfel orașul poate să fie frumos, dar s-ar putea, iată, crize, da? să nu fie eficient. Și atunci în spațiu public deja existent, să spunem că ne referim la un cartier, drumul Taberei, care ai spus, de Valea Oltului și Valea Argeșului. Iertare că vorbim doar de București acum, dar întâmplare au făcut să ajungem doar la București. Avem practic niște locuri în care oamenii își parchează mașinile. Eu nu sunt un suporter al mașinii în oraș, dacă aș putea la scoate din oraș și așa merge toți cu transportul în comun. Dar în momentul de față încă nu avem un transport în comun așa bine dezvoltat, prin urmare încă trebuie să suportăm mașini mai multe și e mai bine că e cât se poate de bine să le facem cât mai verzi. Da? Și atunci, ca să le putem face mai verzi, este nevoie să le dăm oamenilor infrastructură mai rapidă și un acces mai rapid la încărcare electrică auto. Am dat exemplul ăsta că e mai practic. În locurile de parcare existente public acum. Există astfel de proiecte sau există în viziunea viitoare? Da? Fără să am mandat să vorbesc despre lucrurile astea, știu că și Primăria Generală și Primărie uh-huh. de Sector au aplicat și au o gândire în sensul uh-huh. acesta. Sunt implicat tehnic într-o componentă în care se gândește mixul, dacă vreți, de transport verde, da? Deci dezvoltarea uh-huh. pistelor verzi, velo, în așa fel încât uh-huh. orașul să fie mai prietenos. Cred foarte mult în tramvai, îmi place foarte mult uh-huh. tramvaiul și sunt absolut convins că dacă vom fi consecvenți, și aici autoritatea publică să fie consecventă, pas cu pas, ca o amibă, da? Deci dinspre centre de cartier sau dinspre centru, mm-hmm. încet în fiecare an să aibă un plan să câștige pentru spațiu public, pentru transport public, pentru piste speciale, deci altele decât autoturisme, să câștige metru cu metru, deci nu brusc dintr-o dată și nu să blocheze orașul, dar sunt absolut convins că dacă există consecvență, vom reuși. Toate orașele mari care au reușit să fie durabile, să fie verzi, să fie prietenoase, au oferit alternativă de transport public încet, discret, dar consecvent, cu ținte foarte clare, în așa fel încât îți dau alternativă. Da? Deci nu mm-hmm. ți-au dreptul de a folosi mașina personală până nu-ți dau alternativă că tu ajungi mai repede, da? Deci utilizând mm-hmm. și mai ieftin utilizând transportul public. Și nu vreau să vă mai dau exemplu cu Bogota, da? Și cu primarul de acolo de acum aproape 20 de ani, da, care a fost foarte curajos, a zis, ok, îmi risc mandatul, dar trebuie să fac în așa fel încât ceea ce, da, deci în așa fel încât cât mai mulți oameni să folosească mijloace de transport publice / biciclete, pentru că era, la ei era o chestiune de poluare foarte, foarte mare. Și a reușit.
Da. Ca și în București acum, că este cel mai populat oraș capitală din Europa, din Europa în momentul ăsta. Bogdan, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îți urez succes în mandatul acesta și în orice acțiune viitoare în ceea ce privește contribuția către comunitatea Bucureștiului și a țării. Am senzația că ai o viziune holistică la nivel de întreagă țară, nu doar de București, care va fi foarte valoroasă pentru tot ce este în jur. Așa că sper să ne vedem și pe 8 noiembrie la conferință și în alte materiale viitoare, pentru că e un subiect de maxim interes pentru oricine este interesat de domeniul imobiliar nu și construcții. Nu exclud să fii greșit în unele puncte. Nu exclud să fii greșit. Dar lucrurile astea se corectează discutând. Absolut. Vă mulțumesc pentru invitație. Negociere între interesul public și interesul privat. Exact. Absolut. Bogdan, mersi foarte mult. Ne vedem ca în fiecare săptămână cu podcastul despre imobiliare, construcții noi și vânzarea acestora și cu perspectivă informată pe bază de date factuale și de oameni foarte bine pregătiți cu informații și intenții bune. Mulțumim, Bogdan, și toate cele bune. Cu plăcere oricând. Vă mulțumesc.